Cum se controlează atât? Trec mare rodeo aceea. Hai dați mă. Salutare tuturor, sunt Vlad și bine venit la un video pe acest canal. Astăzi voi juca Lego Jurassic World și da, oameni buni. Știu că în ultimul timp nu prea am mai postat chestii și sincer îmi pare rău că nu prea am mai postat așa des. Dar efectiv țin să vă anunț că dacă o să postez puțin mai așa mai rar, este din cauza că am început școala de șoferi și acum practic m-am apucat să învăț și eu pentru să iau și eu carnetul și chestii de alea. Sper să înțelegeți. Dar încerc să postez cât pot de des și să fac timp. Așa, bun, hai să-mi pun astea pe urechi, că oricum, cred că deja v-ați plictisit și zici, hai, da mă, nemernicule, dă-i drumul la filmare. Așa, bun, hai să-mi pun căștile pe urechi și să încep. Unde a rămas salvările? Load the game, aceea, cred, nu? Am zis load. Cred că asta e ultima salvare, nu? Asta cred că e. Confirm, yes. Loading the game. Și dacă iară se aude microfonul, ciudățel, efectiv acum i-am dat pop filterul jos. Că da, la de mare persoană inteligentă. Și ok, Stegosaurus moss overtimer for the boot armor is așa. Atât e bine că asta chestia asta chiar merge. Nu pot să dau skip ceva. Nu cred că pot să dau skip la chestia asta. Trebuie să urmăresc totul în totalitate. E perfect. Insula Nublar, Jurassic Park. Și să continuăm unde am rămas, măi. Ia Jurassic Park, Jurassic World. Nu, noi mergem la Jurassic Park, acolo unde se întâmplă toată acțiunea și toată povestea, nu? Aia zic. Haide, jos din elicopter. Toată lumea e jos din... Ia, pe Ellen. Mă, tu tot nu te-ai învățat, mă, că nu trebuie să pui mâna pe chestii ascuțite. Ia-l pe John Holland, zici că are 20 de ani cum dansează. Acum pot să mă mișc. Da, bună seara și ție. Așa, bănuiesc, pot să salvez acelea. Ce e asta? Dăm capa. Asta e ceva hartă. Noi suntem aici. Nu, stai. Noi suntem aici. O luăm pe aici, pe partea centrală. O luăm pe aici. Ajungem la Jurassic Park. Și aceea este parcul, măi. Pot să dau și zoom. Băi, ești nebun. Marea mea întrebare ar fi cum... Așa, deci tot după capa ies. Hai să continuăm ca și... Dr. Ellen Grant. Eli, haide cu mine în mașină. Băi, nu vreau să fac chestia asta. Lasă-mă, nu. Hai să fim Ian, Malcolm, că și el e blană. Hai, sus în mașină. Condu-o, brodere. Auto-l. Nu merge WASD? Opa, stai, înapoi. Înapoi, mă! Apare nu merge WASD. Dar cum conduce astea? După J. Ok. Și cum dai înapoi? Hai de viața mea, zici că sunt... Zici că sunt la orele de condus. Ok. Opa, ho. Hai că e bine. Și am pornit, doamnelor și domnilor. Hai de viața mea, ce se întâmplă aceea? Ce se întâmplă aici, domnilor? A venit Ellen Grant să verifice zona. Stai, nici am nevoie de mouse, măi. Opa, mamă, ce pumn în ceafă de glul ăla. Acolo mare, ce din nemernicule, dă-i. Construim. Am găsit ceva, măi, băieți. Ce e asta?
Era în Grant, tu ești acia. Ia. Perfect. Și am mai gata, am făcut treaba, ia. Sunt cu doctorul ăsta, doctorul Englase, că este John Hammond. Dar unde e cealaltă mașină? Voi cu ce ați venit azi pe jos? Bată varsoarele de nemeră, deci faceți astea cu mine, mă. Ia mea, iau mașină. Am zis ia mea, bă. Așa. Haideți, băi. Hai să duc după mașină. Băi, ești prost. Stai că eu sunt prost, că nu știu să conduc. Dar de ce nu te sucești camera vieții? Și acum trebuie să conduc așa? A. Oh, yes, mare scenă din film. Da, dacă ei nu sunt convins, nici eu sunt convins. O să închid parcul, John. Mamă, ce interesante chestii astea din film. Doar un adevărat fan o să știe ce a zis acolo. Oh, yes, ce n-aia blană. Că nu le venea să creadă. Mamă, ce frumos. Mamă, aici când am văzut prima oară, când am auzit prima oară de filmul Jurassic Park, ăsta a fost primul dinozaur care l-am văzut. Eu, efectiv, nu văzusem și noi înainte cu Raptor Paddock. O să chestia asta și nu știam ce se întâmplă. Da, it's dinosaur. Nu, e monstru în Loch Ness. Numai că a ieșit la suprafață și încearcă să mânce frunze, că s-a săturat de pești. Aveți T-Rex? Mai repetați odată, ai T-Rex. Și acum, leșinatul ăla lui. Uai, și acum. To Jurassic Park. Mamă, asta e scena care, cea mai blană scenă. Când zice, welcome to Jurassic Park. I show you. Oh, yes. Mamă, ce... Ok, ok. Bun, am înțeles că... Oh, hai, de viață. Stai. Dacă ți-a stau o bastârcă de-aia pe cap. Dar ce aleargă așa? Dă-te așa, bă, dă-te ar norocul, dă-te din drum. Opa. Bă, dar noi nu trebuia să venim cu mașina. De ce v-ați ținut toți după mine? Haideți înapoi, măi. Și cum sunt eu? Zici că sunt tataie la ceva genul. Tata la tot și ceva genul. Înapoi! No. Tu. Tu ești alesul să fii. Dați-vă la o parte, e conduce Vlad. Dacă auziți asta în viața reală, și mai mare sfat al meu ar fi chiar să vă dați la o parte, dacă aflați că conduc eu. It's no use. Those gates ain't moving until they install the gears and whatnot. Which is fine by me, cause even lasă, lasă, taică, lasă, că ai fost tu bun la, la viața ta. Mai lasă și falții. Aici cine? Avem nevoie de Dr. Alan Grant, unde ești, măi? Aute cea. Eu? Să fac eu chestiile astea? No, avem nevoie de Ellie, aceea. Nu, no, stai. După asta sar. Încurcătură prea multe comenzi. Spargele, dă-le naibii de cutii. Ai de viață. Cred că am spart puțin cam mult, nu? Și ce? Unde trebuie să...
Nu știu cum poate ea să ia piesele de aici de jos, dar nu contează, contează că merge. Și aceea tot ea trebuie să sară pentru că ea e atletică, măi. Ea face... El făcea de-astea când era mică. Hai bă! Ce face aceea? Te-a pus să râzi, măi, ia. Și pam 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 tararara. Hai de viață. Mai trebuie ceva. Asta e pentru că sunt femeie. Hai de viață. Bun. De astăzi eu conduc, eu sunt femeie, eu conduc, ok? Ce mult m-a lăsat să fiu femeie. Dacă Eren vrea, lăsăm pe Alan să conducă. Oh, yes, ce... Ce frumos merge jeepul ăsta. Bine, jeepul merge bine. Eu sunt problema la el. Om la... De ce asta e scoasă după traseu? Nimeni nu știe. Salutare, doamnă! Cum vă este viața? Tu dai de astea la mine. Ai de viață. Bun, haide să facem story-ul. Welcome to Jurassic Park. I just like Tyrannosaur going his grouch. The most advanced amusement park in the entire world. Ai de viață. Ce mai bun angajați. Ai de viață. Uai, și scena asta e mișto cu dinozaurul. Și Mr. DNA ai făcut și el din Lego. Da, 1000 de lanțuri de ADN care formează o mostră de ADN. Și existau țânțari ca în ziua de astăzi care mușcau dinozaure și au fost prins și în cum se numește? Amber. Kicking bar sau nu știu cum se numește. Acum, bingo, putem face pui de dinozauri. Da, ce poveste interesantă. Oh, Henry Wu, cel care modifică animalele. Ia. Da, viața va găsi mereu o cale. It's a velociraptor. Crește spre prădători. Ia Moldun, mamă. Asta e genial. Scoate cârnatul ăla din buzunar. Da, sunt letali de la 6 luni. They remember. Oh, este scena aia cu... Oh, suntem Moldun! Haideți, domnule Moldun! Ai tot respectul meu. Stai. Toată lumea nu mișcă, am scos arma. Aha. Dar dă-te bă la o parte. Oare am dăsă infinite, nu cred. A, așa pot să fac. Porță. Ce e asta? A, pot să îi asasinez pe ăștia, să le farg camerele. Uite, fluturi! Atât, tragem după fluturi. Cel mai normal om. Domnule, țin să te anunț. Ai de viață. Excremente de dinozaur, măi. Ce vară, mă, te glicești pe aceea? Așa, bun, ăla doarme. Bă, bate-te, ar norocul. Mă pună... Mai pună soarele. Să mai dorm vreodată.
Dar nu, nu ăla, mă, nu vreau să trag în ăla. Lasă-l așa. Cum deschidem asta? Și amu, ce trebuie să facem? Bun. Mai sunt niște bucăți pe aceea. Hai să ne schimbăm. Cine e ăsta? Ce? Dino, nu știu ce. Mamă, ce... Bucată după ce a fi de dealul ăla. Bănesc că trebuie să mă duc undeva pe aceea, să sparg astea. Și merge, trebuie să construiesc și acolo, nu cred. A, uite, pot să construiesc ceva, ce aia. Ce e asta? A, ce crezi că o să stea acolo? Bună treabă, domnule. Luăm asta și haide să urmărim pașii, măi, noi suntem Moldun. Cea mai iscusită persoană pentru așa ceva. Jos, sus, așa. Bun, măi, haideți să luăm, să luăm vaca de coarne, luăm viața de coarne, cum se zice. Jeffrey, asta e că nu, asta e, să nu e Jeffrey. Daisy, ce-o cheamă? Hai de jos, Daisy. Hai da, Daisy, încoace. Stai să iau banii. A, puteam să iau direct cu vaca. Hai da, vii după mine. Pot să dau U? Hai da, viața mea, bă, stai. Cum se controlează? Atât. Direct mare rodeo aceea. Hai da-ți, mă. Așa, hai las-o așa. Da, carne proaspătă. Mmm, ce interesant. Și acum, ce vom face? Continuă povestea, nu? Așa, ai caramba, hai sus. Vai, prost ești, mă. L-a vrut și spaniolă. Hai, da, bă, taci din gură. Stai să-l lăsăm pe... Bă, dar cine trebuie să controleze asta? Dar bine, mă, că nu poți să treci de un adinei zburător. Haide, măi. Cum controlez asta? A, așa controlez. A, forță ea. Bun. Ok.
Bun apetit. What are they doing? Ce vor să facă? Ia. Ce? The essence of chaos. Bă! Adică, stai așa. Ai de viața mea. Oh, yes! Ai, de viața mea! These will be your transports for the afternoon. The driver. Oh, no, 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 no driver. They're electric. They run on this, da, sunt electrici, au și... au și roturi. Roturi... road, drumuri. Still not clear on chaos. The shorthand is the butterfly. A butterfly can flap its wings and be king in Central Park. You get rain instead of sunshine. Look at this. See? Oh, yes, so, see, so, da, 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 da. Nobody could have predicted that Dr. Grant would suddenly jump out of a moving vehicle. Și numărul 2. Don't be scared. Come on, it's okay. She's sick. Hai de viață. I have to insist that we get moving. You know, if it's all right, I'd like to stay with Dr. Harding and finish up with. Taci, măi, vampirule. Sure. Seems to happen about every 6 weeks or so. I have to see the dinosaurs dropping. Checkpoint. Hai să mă duc să salvez. Mă duc aici să salvez și eu. Hai să ne cumdăm salvare. Save. Bun. Păi, cred că aici o să închei acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul și de like. Eu v-am lăsat. Salut!